Hai zi să ne bage și pe... Hai mă, nu mai știu. Da? Vă spun bună seara, aceeași procedură ca și ieri, întâi întrebări de jurnaliștilor din România pentru Daniel Săilă, care va spune, desigur, câteva cuvinte despre meci, apoi întrebările presei din Cehia. Dane? Da, o seară frumoasă, o seară perfectă pentru noi. Putea să fie mult mai bine, fără nicio modestie. Am făcut un joc foarte bun, am scris 3 goluri și am mai creat, cred, foarte multe situații de marcat. Cred că prea multe nu sunt de spus. Adversarul nu mi-a ducat de să știu că are o situație clară de a marca. Asta mă bucură foarte mult și îmi dă încredere pentru ce am de făcut pe viitor. Din păcate, de luni, bucuria trebuie să fie de scurtă durată, pentru că duminică ne așteaptă alt joc important pentru noi în campionat. Vă gândiți deja la... Care vă așteptați? Cum? Este scorul la care vă așteptați? Aș fi absurd să zic, dar în urma jocului, eu cred că am făcut un joc perfect și din punct de vedere tactic. Am citit foarte bine adversarul, am anticipat acest lucru și cu atât mai bine este că am și reușit să scriem foarte multe goluri și să ne creăm foarte multe situații de marcă. Mai aveți emoții pentru retur? Emoții sunt întotdeauna. Dacă nu tratezi serios, hai să ne aducem aminte ce spuneați la conferința de presă, minunea de la Liberec. Sper să nu se întâmple nicio minune. Simțiți că adversarul are forță să pună probleme în deplasare? Orice joc este dificil. Nu, calificarea nu este jucată, e clar că avem o opțiune, suntem favoriți după acest scor, dar trebuie să fim foarte atenți. Trebuie să mergem acolo concentrați și preocupați pentru a marca gol. Mă bucur pentru el. Toți băieții au făcut un joc perfect. Sunt fericit, îi felicit. Dar, cum am spus, ne concentrăm deja pentru jocul următor, din campionat. Pachetea să joace Naționala României, a fost și Victor Pițurcă la meci. Cum? A fost și Victor Pițurcă la acest meci. V-ar plăcea să joace Naționala României? Cine, Fatai? Fatai. De ce nu? Este un jucător extraordinar. Dacă va primi cetățenia, va depinde de el și de domnul Pițurcă, bineînțeles. Dacă jucați cum ați jucat astăzi, este asta favorită la câștigarea campionatului? Nu știu, ne dorim asta, am propus asta la începutul campionatului. Repet, avem nevoie de continuitate, de aceeași atitudine, de același entuziasm și atunci totul va fi ok. Cum ți s-a portat? Excelent. Este plăcut să joci cu un stadion aproape plin, chiar dacă n-a fost plin, și să te susține și să te încurajeze. Am spus, victoriile, rezultatele, performanțele aduc suporterii lângă echipă. Cum ați caracteriza evoluția lui Budescu? S-ați văzut pentru toate mingile, însă n-a avut realizări. Eu cred că n-ați văzut dumneavoastră, a avut realizări destule. A avut un serviciu extraordinar, a făcut un efort foarte bun, a avut o partidă excelentă. O să vă menajați jucătorii pentru retur? Poftim? O să vă menajați jucătorii pentru retur? Nu există menajat. Nu există așa ceva. Nu există relaxare. Fotbalul mare, modern, dacă vrei să faci performanță, nu ai voie să te relaxezi și să menajezi pe el. Pe Mățel, îl mai aștept pe la echipă. Am spus, eu subiect care trebuie să-l disputați cu conducerea. Dacă nu mai sunt întrebări, domnii din Cehia, z rumunské strany už nejsou otázky, jestli vy máte otázky? Žádnou. To až potom. Nu am întrebări. Děkujeme. La revedere! Explică de tu. Puteți pune întrebările pentru a primi răspunsurile cât mai repede. Noi de aici din România, da? Da. Ok, care ar fi explicațiile după acest rezultat de 3-0? Jak si to vysvětlujete, to score? Tak... Po druhém gole, který byl v podstatě byl šťastný, tak super se dostal na koně a chytil vítr do plachy, to bylo lepší od nás, takže s tím způsobem potom nás zatlačil a vytvořil šance, které nakonec vyústily ten výsledek. Din păcate, după cel de-al doilea gol, moralul nostru a scăzut foarte mult, presiunea a fost mult mai mare și toate acestea au dus la rezultatul pe care îl știe toată lumea. Mai aveți speranțe pentru meciul retur, că puteți întoarce rezultatul? Co si myslíte? Existuje ještě naděj, že odvetné utkání bude lepší?
Bude to pre nás ťažké, samozrejme, dotiahovať ten náskok, ale určite chcem robiť všetko preto, aby sme to zase skomplikovali. Takže samozrejme ešte nás čaká jeden zápas, aj keď viem, že to bude veľmi ťažké pre nás. Va fi mult mai greu pentru noi acum, însă nu vom încerca să le facem drumul mai ușor. Vom încerca să opunem rezistență și să jucăm cât mai bine ca să încercăm să ne revanșăm. De ce jucătorii a plăcut în afară de Kehinde Batai, care a marcat 3 goluri de la asta? Kterého hráče z Astry jste měl nejradší, teda který se vám líbil, kromě Fataje? Já bych to takto nekonkretizoval. Viacerí hráči z Astry dneska podali dobré výkony a my jsme išli na dno našich síl, ale s některými individualitami jsme se nevěděli poradit, takže bylo to pro nás důležité a vyhrala zaslužení dneska. Nu aș vrea să dau nume, cu siguranță sunt foarte mulți jucători foarte buni. Într-adevăr, au fost anumiți indivizi față de care n-am știut cum să ne comportăm, n-am știut cum să-i luăm, dar n-aș vrea să numesc pe nimeni. A fost o echipă bună, a fost o echipă mai bună decât noi astăzi. Samozrejme, to je vždy nepríjemné, keďže sme sa snažili mi nejaký dať a trochu sme to otvorili, ale určite to nebolo podľa nášho plánu, aby sme dostali tak skoro gól, ale... Cum vi se pare, a fost mai complicat după primul gol, care a fost problema? Primul gol, într-adevăr, a fost foarte dureros pentru noi și se pare că s-a reflectat și în scor. Tak samozrejme, že ako som už povedal, ten zápas sa odmakal a odbojoval, ale s niektorými vecami sme si nevedeli proste poradiť. Super má viacere individuality, ktoré nám robili problémy a škoda možno toho skorého gólu, aby sme čo najlepšie kontrolovali stav 0-0 a istým spôsobom ich to ukludnilo a dostali sa na koňa tým gólom, takže ukázali tie svoje kvality možno viac, a keby sme držali ten zápas v napätí tým, že sme nedostali gól, takže škoda, že sme vstupili do zápasu takto a potom super sa v podstate počas zápasu stále zlepšoval. Poprosím poslední otáz. No, pravda je taká, že sme nedokázali supera ohroziť nejakou individuálnou akciou alebo nejakou streľou, a keď sme sa natlačili vlastne a chceli sme väčším počtom hráčov zaútočiť, tak nie. Bolo to veľmi nebezpečné pre nás, pretože super naozaj mal veľmi rýchlych útočníkov, ktorí hrozili a v podstate z každej lopty rezultoval problém, takže istým spôsobom áno, boli sme málo nebezpeční, takže v tom sa určite musíme zlepšiť. Děkuji a na viděnou v Liberci. Můžeme jim dát do vedere.